Salutare, dragi columbofili! S-ar putea să recunoașteți deja unde suntem astăzi, într-o zi cu soare de primăvară. Ne aflăm la drobeta Turnul Severin, aici acasă la domnul Liviu Plăvâțiu, un consacrat columbofil, putem spune de elită, cu prezențe, podium național, județean. Ne-am întors azi la dumneavoastră. Ce mai faceți? Bine ați venit în primul rând! Bine v-am găsit! Bine ați venit din nou în Oltenia! Cum vă pregătiți de sezonul ăsta care ne bate la ușă? Sincer, da. Sper să fie cel mai relaxat sezon al meu din ultimii 15 ani, da. De columbofilie. N-am practic niciun obiectiv măreț decât să creez niște porumbei altfel. Mi-am îndeplinit majoritatea visurilor în columbofilie. Acum, într-adevăr, aș dori să văd altfel de porumbei. Cum a fost anul trecut, că a fost o provocare pentru foarte mulți? Dacă ziceți că sperea să fie mai relaxant anul ăsta, pentru că fiecare an poate să apară câte o provocare neprevăzută. Da. Ei, anul trecut a fost un an, să zicem, ciudat. Un an în care a trebuit să ne întoarcem, să schimbăm direcția de mers, de zbor, s-au schimbat multe. Ați reușit să vă adaptați? Și... acum anul ăsta a schimbat ceva din... mers, să zic, sau ați avut timp suficient să introduceți porumbei noi? Aveți nevoie? Pot să spun că în proporție de 50-60% deja nu mai am temeri pe noua rută de zbor. A fost un început greu. A fost chiar în etapa a doua, când credeam că totul este mult mai rus decât se povestea. A fost o catastrofă care m-a readus cu picioarele pe pământ, pe mine și pe ceilalți membri din Mihai Dinți. Aproape de tragedie columbofilă, dar ușor am reușit să terminăm planul de zbor, mai restrâns decât de obicei, n-am mai făcut alte etape. Rezultatele au fost destul de bune față de ce se arăta încă din startul de sezon, atunci în etapa a doua, când vorbeam de tragedie. După care sezonul de pui a fost unul foarte bun, foarte bun. Mi-a adus un vis împlinit, un vis vechi împlinit, vis-a-vis de partea de crescător, o categorie la care aveam eu unele deficiențe, să zicem. Am reușit să fiu triplu campion național, practic, de toate categoriile de crescător pui, să câștig titlul suprem. Așa că, așa da, cum spuneam... Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Și provocări mari nu mai am, asta e. Provocări mari nu mai am vis-a-vis de trofee, provocări mari am vis-a-vis de crearea unor noi porumbei. Da. Cum a trecut perioada de iarnă, că nu ne-am mai întâlnit? Dacă ați făcut vreun tratament, că e acum la modă cu schemele astea de tratament, cu... Da, perioada de iarnă a trecut bine, bine, mai bine decât în ultimii ani. Într-adevăr, am făcut un tratament complet de iarnă. În alți ani am mai ezitat să fac tratamentul complet, tocmai din graba de a scoate pui de vreme, din alte motive care păreau priorități. Și se pare că a fost o decizie destul de înțeleaptă. În momentul ăsta, stare crescătorie fiind una, să nu zicem de excepție, că poate e de ochi. Da. Dar fiind una cel puțin foarte bună. A fost o iarnă mai ciudată, cel puțin la noi, mai călduroasă decât de obicei. Și după cum vedem și astăzi am prins ploaie pe drum, acum soare. E chiar prielnic pentru porumbei toate schimbările astea de vreme și greu de văzut pe traseu. Așa este, numai că totuși porumbeii sunt păsări domestice, dar care la o vreme au fost sălbatice. Nu cred că trebuie să le purtăm atât de grijă, ba din contră, cred că le facem chiar mai mult rău decât bine ocrotindu-i prea mult. Exact pe ideea că atunci când sunt lansați de la 1000 de km, la 1200 sau câți ori mai fi, până acasă, n-au cum să întâlnească doar soare și vânt din spate, n-au cum să întâlnească doar vreme bună. Corect. Trebuie să fie pregătiți în orice moment pentru orice fel de greutăți. Da. Cum pregătiți porumbei în momentul ăsta? Ați început să-i duceți cu mașina în jurul pescătoriei? Nu. Deocamdată totul este, așa cum ți-am spus și la mine, totul este o relaxare. Da. Ne bucurăm de creșterea puilor. Am crescut un prin rând pe care am încercat, pe care încerc să-i zbor cu maturii. Să vedem până unde pot să meargă și ce pot să facă performanță cot la cot cu maturii. Acum, în câteva zile, o să încerc și a doua tură de pui, pe care îi voi pregăti pentru sezonul de pui.
toată lumea este la libertate, din dragoste, au program la discreție. Mi-am propus să încep undeva după 15 aprilie, pentru că se pare că fiind zbor pe munte, vom începe sezonul abia pe 7 mai. Ultimele 20 de zile sunt suficiente ca să accelerăm pentru prima etapă. Da. La noi că sunt care au ajuns deja cu mașina, kilometri mulți, dar sunt și situații diferite. Nu știu dacă e ok. Fiecare are stilul lui. Da. Nu știu. Încep de vreme, s-ar putea să termin de vreme. Asta e drept. Fiecare are strategia lui, cum la final se vede care da. Având rezultatele astea de top cu pui, ce urmăriți la pui când îi concurați? Ce urmăriți la selecție și așa mai departe? Cum ajung apoi să fie și peste un an, doi, apoi în creșterea de producție? Cum, ce urmăriți când îi selectați? Păi, practic, selecția începe dinainte de a se naște pui. Încă din faza de împerechere a părinților. Acolo urmăresc în mod deosebit să fie împerecheat bun cu bun, foarte bun cu foarte bun și corpurile aproape perfecte. Sau dacă un porumbel foarte bun, într-un fel sau altul, demonstrat, are un corp totuși cu mici deficiențe, încerc ca acele deficiențe să le compensez, să le repar, atribuindu-i o pereche cu calitățile supreme, defectele celorlalte. Și în proporție de 70-80%, puii nu prea mai au nevoie de o selecție la mână, să zicem. Rămâne doar selecția vis-a-vis de vitalitate. Deci cam asta se întâmplă la pui și mai apoi, de la maturi în lot de reproducție, ce rezultate trebuie să aibă? La ce fel de curse, ce norme, ce urmăriți ca să facă, ca să ziceți, ok, aici e suficient. Și de aici ne oprim. Da. Schimbarea, de obicei, opream la matcă doar campionii, sau hai să zicem podiumul național, top 3 național. Dar anul trecut, având experiența cu schimbarea rutei de zbor, am avut totuși plăcuta surpriză să descoper 10-15 exemplare care au zburat foarte bine pe ruta est și foarte bine și pe ruta vest. Acele exemplare fiind și cu un sânge foarte bun de porumbei zburători, categoric am oprit la matcă. Anul ăsta am făcut o schimbare majoră în compartimentul de matcă. Am introdus mulți din porumbei de lotul de zbor. Poate că și asta este un motiv pentru care sunt mai relaxat, că viporile sunt la matcă, nu sunt în lotul de zbor. Dar totodată sunt și provocări noi vis-a-vis de partea de pui. Nebunie foarte mare mai nou, adică oricum în ultimii ani cu adus de porumbei noi și vedem că crescătorii de succes sunt cei care reușesc să stabilizeze în timp creșterea reproducției, o linie proprie. Cât de des aduceți porumbei noi? Cât de des aduceți o infuzie? De exemplu, cum a fost și situația asta cu schimbul de plan de zbor? Pot spune că infuzia o fac nu neapărat pentru că simt nevoia de infuzie. Selectând campioni, teoretic am un sânge foarte bun pentru zbor. Numai că lipsa de activitate din extra sezon, din luna octombrie până în martie-aprilie, tentațiile apărute pe piața colombofilă prin tot felul de site-uri de licitații sau așa, blochează un pic mintea pe achiziții. Întotdeauna vezi ceva nou, vezi ceva bun, îți vine să achiziționezi. Am făcut lucrul ăsta chiar și în toamna trecută și iar la fel a fost o... Se pare că a fost chiar o decizie înțeleaptă și din nou am reușit să împrospătesc compartimentul de matcă cu niște elemente care au niște pui care au apucat să fie chiar concurați la mine, o parte din ei. Deși îi achiziționa să dea un crescător belgian, i-am concurat, au zburat destul de bine, chiar foarte bine, cot la cot cu autohtonii și teoretic sper să mă opresc o dată în achiziții, dar nu știu că se va întâmpla. E greu, cum spuneți, că mai ales dacă nu ai rezultate și în fiecare an simți că ăsta e alesul, anul ăsta porumbei ăștia. Acum, în cazul dumneavoastră, având trofee și fiind mulțumit cu anumite planuri, încercați. Unul care nu are, din păcate, niciun
an bun, să zic, fiecare an se gândește, uite, ăla e bun, ăla e bun, am reușit cu asta. Dar, în final, schimbările astea, se pare că nu sunt schimbările dese, nu sunt prea bune, mai ales dacă nu ai o bază. Cred că avem destul de exemple în viață. Am putea să ne uităm în lumea sportului, în lumea fotbalului sau un mediu înconjurător, până la urmă. Indiferent cât am schimbat, dacă nu schimbăm mentalitatea, putem să cumpărăm toți campioni. Putem să cumpărăm, dacă nu cumpărăm și omul care a creat campionii, egal cu zero. Este o iluzie. Din punctul meu de vedere, este o iluzie. Este un pic pofta sufletului, dar nu a minții. Da. Nu cred că este o variantă de succes, însă e clar că nu putem trece peste ea. Îmi doresc să mă opresc și nu pot să mă opresc nici măcar eu. Teoretic, am campion destui. Nu putem spune că e total greșit. La urmă, nu. Există și anumit moment la care trebuie să aducem și alți Forum Bay. Categoric da, categoric da. Achiziționând Forum Bay de la crescători de valoare, de la crescători care au reușit ceva la care noi de-abia sperăm, e clar că vom câștiga câțiva ani de activitate. Da. Da. Eventual, dacă avem acces în crescătoria de zbor, să ne arătați câțiva porumbei care vă pune speranța anul ăsta, chiar dacă ziceți că mulți i-ați mutat la reproducție. Să vedem cu ce ați rămas și ce sperați să obțină, dacă da, e posibil. Cu drag, mergem spre crescătorie. Am ajuns la etaj, aici unde aveți... Da, primul compartiment. Da? Prezentați-ne cel mai bine dumneavoastră. Da. E primul compartiment care va fi compartimentul puiilor din seria a doua și apoi al femelelor când vor trece la văduvie, femelelor de matcă, atunci când vor fi separate. Deocamdată am câteva perechi noi din care am reprodus prima tură de pui. Acum cea de-a doua se apropie de încercare și în următoarele două săptămâni voi curăța, voi dezinfecta și voi reloca compartimentul spre destinația lui din sezonul de concurs. Haideți să, haide să intrăm spre compartimentul de pui. Și ajungem la pui. La prietenii mei din sezonul. Hai da. În perioada asta ce fel de mâncare au? Grit, văd. Au totul la discreție. Au totul la discreție. Am încercat pui încă de mici. Le-am dat maximă atenție. Exact cum spuneam, chiar vreau să văd altceva, dacă se poate. Vreau să văd pui zburând încă de mici pe munte. Cam cât timp petreceți cu ei? Mergem pe multă prietenie. Cam cât timp petreceți cu ei? E impropriu spus, adică petrecem, dar nu doar eu. Am băieți care mă ajută. 8, 9, 10 ore pe zi. Destul. Păi, întrebarea e hai cât da. E nevoie pentru performanță. Că... Ce să spun? Din punctul meu de vedere, performanța se poate face și în 2-3 ore pe zi dacă știi bine ce ai de făcut. Nu e obligatoriu să le acorzi 10 ore. Dacă ai un program foarte bine stabilit, o metodă foarte bună, foarte clară, lucrurile sunt simple. Mai depinde și de numărul de porumbei și așa mai exact. Sunt multe lucruri care influențează toate astea. Multe. Ca și... și categoria pe care de s-o zbori. Da, categoria. Ca și suplimente peste perioada de iarnă, ce ați folosit? Ați stat naturiste? Cu ce ați ținut peste perioada de iarnă? Da. Și acum, în perioada de reproducție, bineînțeles. Destul de puține produse am folosit în perioada asta. Am folosit cu precădere Detoxul, Biotixul, astea amândouă de la Chest. Am folosit drojdia de bere, baia, nu se pune problema,
o dată pe săptămână, chiar și pe timp de iarnă, chiar și când afară este înghețat, nici ușor de problemă. Și în rest, ceva hepatoprotector, ținând cont că ne-a făcut totuși tratamentul de iarnă. Da. Ok, mergem mai departe. De usturoi în permanență. Asta da, știm că... Asta e produsul meu favorit da. De la chest. De fiecare dată am spus-o și rămân la concluzia asta. Aici este lotul de zbor. Deocamdată am separat un compartiment, un antreu, să zicem, în care puii lăsați la liber în sezonul de zbor se cuibăriseră care pe unde vroiau și acum vreau să-i dezvăț de acest obicei. Maturii sunt într-un număr mult mai mic decât de obicei. 60 de exemplare, 65 de exemplare față de alți ani. Tocmai pe motivul că mulți din ei au fost detrași și a fost și o etapă cu pierdere mare la maturi. Dar mergem înainte. Corect. Mergem înainte. Vreți să ne arătați grupul Rumbel pentru anul ăsta? Aș putea, dar cred că mai bine e dincolo. Vedetele sunt la marcă. Normal. Și aici sunt unele speranțe, dar să vedem, să sperăm că vor reuși să treacă de nivelul de speranță. De pariu, ar veni. Da. Iar matca este numeroasă, abundentă și relativ nouă. Aici este o femelă achiziționată anul trecut, ca și pui, belgiancă, care a zburat la mine și care este sora campionului Belgiei la fond pui, printr-un noroc. În momentul în care fratele ei în Belgia devenea campion, ea era la 400 de km distanță de casă. Cu ce fel de mâncare țineți matca, de exemplu, în perioada asta? Mâncarea este o mâncare destul de constantă. E formată din 3, 4, 5 game de sortimente de mâncare și are cam tot felul de semințe care e necesar porumbeilor. 20 ceva, 30 de sortimente. Folosesc Jerry împreună cu Superstarul Black Label, împreună cu Depurativ. Este chiar o mâncare echilibrată și varianta ca să mănânce tot este aceea în care nu-mi primesc suficient de multă mâncare încât să mai poată să lase în crescătorie. Sau dacă o fac, 2, 3, 4 ore nu mănâncă nimic până când nu fac curățenie. Da, și bineînțeles, grit, minerale... Asta nu se pune problema. Gritul și minerale iar sunt la discreția lor, mai ales acum când reproduc. Da. Îl cer, dacă nu le ofer, îl cer. Se vede pe ei. Hai să vedem porumbei pe care vreau să-i prezentați. Un porumbel care este pe cuib 299-74. El este porumbelul care a fost primul meu sosit de la Berlin, locul 12 pe concursul general, locul 2 pe zona ultimă de concurs, din 2000 ceva de porumbei, locul 12 pe județ, o prestație de excepție. A fost ca pui, a avut 9 clasări pe ruta de est, a avut 7 sau 8 clasări și pe ruta de vest. Toate motivele să-l păstrez la matcă. L-am împerecheat cu o femeluță tot tânără care a zburat ca pui la Carlo Vivari, la zborul de maraton de sezonul de pui de pe ruta vest Catastrofă. Și a fost și ea chiar al doilea porumbel de pe județul Timiș și am făcut un cuplu care, na, cel puțin pentru sufletul meu, e ok. Da. Avem aici, iar pe 222-17 de 2020, porumbelul care a fost campion național în 2021 la general tineret și care
a reușit să zboare și pe ruta de vest. A clasat 6 sau 7 etape și pe ruta de vest, inclusiv un fond, și atunci am decis că e suficient. De asemenea, a rămas la compartimentul de matcă și așteptăm. Anul ăsta, cum vă propuneți, cum ar arăta o etapă înainte de concurs completă? Ca și motivație, produse, mâncare, când schimbăm mâncarea, când vin porumbei acasă, adică recuperare, detoxifiere, pregătire, concurs, cum arată? Arată ca în toți ceilalți ani. Nu contează unde zburăm. Principiile de bază sunt aceleași. Porumbeii trebuie să fie pregătiți. Da. Porumbeii trebuie așteptați cu mâncare ușoară, cu depurativ, cu recuperatorul, cu electrolitul în sine. Eu îl folosesc de obicei Belgasolul. Și asta este. Mâncarea umectată cu chefir și o drojdie de bere sau un detox, un mix detox cu biotix. Mai multe variante, nu e. Dacă știi că ai dat mai multe tratamente, adică tratamente mai multe produse de condiționare, atunci poți să folosești și biotixul și așa pentru refacerea florii, dacă a fost o etapă ușoară, nu e neapărat nevoie. 2-3 zile recuperare ușoară, fără parte de energizare în recuperare, fără produse gen aminoforte, tolamin sau semințe mici de rapiță sau cânepă sau alte cele. Nu e important să zboare porumbeii luni, nu e important să zboare porumbeii marți. E important să se refacă ușor, ca după muncă multă, să-și intre ușor în formă și creșterea de formă să fie permanentă. Da, de miercuri, joi, vineri, da. Să fie update-ul unei recuperări exact. Lente și, lente și sigure. Trebuie. Da. Practic, asta e concluzia la care am ajuns în anii de experiență. Am făcut și recuperare rapidă, prestațiile erau proaste tocmai în momentul etapei, erau bune acasă și proaste la etapă. Am încercat să văd de ce, cred că am descoperit de ce. De multe ori s-ar putea să fie și înșelător anumite semne pe care le au porumbei, să zici că... Da. Tocmai asta e problema, că totuși sunt ființe necuvântătoare. Totuși noi credem, sau ne place să credem că ei fac sau simt sau înțeleg ceea ce vrem noi. Nu-i chiar așa. Suntem desori, ei sunt animale, dar totuși au și ei caracterul lor și independența lor într-un fel sau altul. Unele lucruri ne înșeală. Iar pe partea de ultimele zile înainte de concurs, ca și mâncare, ca și... Ultimele zile înainte de concurs. Partea de depurativ, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână în proporție de, hai să zicem, 25% până în ziua îmbarcării. În afară de depurativ în sine, trebuie să creștem cu partea de sport și partea de energizare, de mâncare energizantă. Abia în ultimele două zile pot apărea, să zicem, și produsele de condiționare. Toată treaba este că pentru a lua deciziile astea, pentru a lua deciziile, să zicem, cele mai înțelepte, consider că trebuie să studiezi foarte bine etapa, să vezi ce urmează. Câți kilometri distanță, ce vreme se anunță pe traseu, ce concurență se anunță, concurență impropriu sus, ce condiții de lansare sunt în zona respectivă, să nu cumva să fie întâlnire de stoluri. Da, și până la urmă, în funcție de toate acestea, e o decizie. Și starea porumbeilor trebuie să fie permanent atent. Exact, plus starea porumbeilor. Dacă porumbeii sunt deja epuizați și încă mai încerci o etapă, ai șanse mari să faci praf totul, da, în momentul ăla. O decizie mai înțeleaptă este să accepți înfrângerea la acea etapă, dar să pregătești deja etapa următoare. Da. Și ca acea etapă să rămână doar ca și un fel de antrenament. Am trăit și din celelalte. Învățăm fiecare an. Așa e. Nu pot să spun că le știu pe toate, încă am surprize majore în prestații și ale mele și ale lor. Încă îmi pun o grămadă de întrebări de ce s-a întâmplat. Că nu avea nicio logică să întâmple, dar totuși avea, dar n-am putut să o deduc eu, să o anticipez. Da, e și frumos sportul ăsta, până la urmă. Așa e. Provocări cu de toate. Așa e. E un dresaj, exact cum spunea, cu ființe necuvântătoare, dar cu ființe care totuși au, la un moment dat, independența lor și
ce să, o grămadă de obstacole în sutele sau miile de kilometri pe care le parcurg. Pe care, până la urmă, nu le putem controla. Da. Exact. Vă mulțumim mult pentru că ne-ați primit încă o dată. Sperăm să ne întâlnim și după sezon cu trofeele în mână. Cu drag. Și cu... să fiți mulțumit. Pentru cei care ne urmăresc, mult succes în anul care urmează și salutări aici de la Drogătatul Severin. Cu drag, vă aștept și data viitoare și să fac o remarcă totuși la final de interviu. Poate că unii crescători nu sunt de acord cu tot ce spun, nu e niciun fel de problemă. Eu privesc lucrurile din punctul meu de vedere, zburând fiecare etapă, indiferent că e de 100 de km sau de 1000 de km, la maxim, pentru locul întâi. Dacă aș zbura doar maraton, cred că aș schimba un pic mentalitatea. Dacă aș zbura doar viteză de mifon, general, cred că ar fi în proporție de 80-85% real tot ce am spus. Dar în ceea ce exprim în interviu sau în interviuri, încerc să fac un mix pentru absolut toate etapele, cum îmi place mie să zbor. Nu fac o pregătire pură pentru etapele de viteză sau pură pentru etapele de maraton. Totul este adaptabil la ceea ce urmează, așa cum spuneam și mai devreme.